Din Cântăreață a devenit una dintre cele mai cunoscute clarvăzătoare. A făcut previziuni cutremurătoare și a anunțat că vor urma dezastre catastrofale. Dar de această dată nici măcar ea nu poate să ghicească ce îi se va întâmpla. Carmen Hara, pentru prima oară față în față cu fiica ei, în doar câteva momente, începe seara surprizelor la Rai da Buni. Vede, prezice, ghicește și multe alte lucruri, însă nici măcar o minte clarvăzătoare, cum este Carmen Hara, nu poate să prevestească ceea ce o să-i se întâmple în emisiunea de astăzi. Important e să o convingem să intre, că apoi, credeți-mă, nu o să vrea să părăsească platoul Rai da Buni. Sărbătoarea continuă cu Carmen Hara! Welcome to Romania. I'm very, very grateful to be here. N-am microfon, n-am nimic. Femeie, tată! Femeie! Adevărat, aveți nu? La valieră, doamna Hara. Nu? Nu slăbătură, piele pe os, aschimodie. Așa, așa, nu, nu? Nu vorbiți, nu? Vorbiți. Nu, nu așa, nu vă place așa de mine, nu? Ce ziceți, nu? Mai bine așa decât să fim prea slabi. Am ceva, n-avem de la, ce să stăm. Am ceva de la Iulia Albu pentru dumneavoastră. Dar n-aveți voie să vă uitați. N-am voie? Ce credeți că eu cred că este o găină sau un purceluș. Ce putea să fie, nu? Nu, cocoșul e în spatele noastră. Eu sunt cocoș, sunt născut în... Și tu ești în zodia, cocoșului? Chine? Să nu-mi ziceți că sunt cocoș. Și Iulia Albu e cocoș. Cocoș, da. Atunci nu sunt cocoș, sunt... Dar ea este găină, de fapt. Sau, mă rog, sunt curcan în zodiacul chinezesc. Asta e pentru dumneavoastră. A, ce frumoasă sunt. A, mersi. La Lele. Mersi, te iubesc. Mersi. Sentimentul merge, reciproc. Merge, roșu cu roșu, nu? Se asortează perfect. M-a întrebat stă înainte bine? De emisiune, Mihai, cu ce să mă îmbrac? Zic, nu știu, sunați-o pe Iulia Albu, că ea are probleme păi legate de chestia asta. Păi ea spune că se vede ceva. Vedeți ceva prin astea? Ce să se vadă? Nu, că se vede mai departe. Păi nu contează ce se... Păi da, dar vezi că ea nu știa de Pitagora sau asta e problema. Cine nu știa de Pitagora? Iulia Albu. Eee, da, pe bune? Zis că nu, că n-a auzit de el, da. Nu știe cine este. Voi ați auzit de Pitagora? Păi vezi? Cine e în stare să spună teorema lui Pitagora repede? Așa, repede. Vă invit pe canapea, doamna Hara. Vă iubesc. O mare, o mare bucurie sosirea ei pe canapea la Rai da Buni. Habar n-aveți ce să... Nu reușiți să preziceți ceea ce o să se întâmple seara asta. Dar eu nu prea știu să prezic. Nu știți, de... nu? No, habar n-am. Chiar nu știu. La fashion nu vă pricepeți, la... Da, la nimeni nu mă clar viziune nu vă pricepeți, dar la totuși, din ce faceți banii? Știi, am scris eu cărțile astea, dar a zis Iulia Albu că nu le citește. Nu, cred că le-a scris dumneavoastră. Adică... Păi ea nu interesează lectura, adică nu interesează să citească. Nu? Nu e interesant să citești. Și atunci am zis că... Să le aduc, să nu le aduc, dar cred că ea atâta lume la poze. Vrea, are da. Poze cartea asta? Nu, doar pe copert. Nasol. Ați pierdut-o. Da. The Karma Queens. Un ghid pentru relații. A apărut și Inima Română. E o carte scrisă la două mâini, practic. Da. Cum se spune, Carmen Hara și Alexandra Hara. Da. Această Kim Kardashian de România. Mă rog, nu mai e de România de mult, dar... Faptul că s-a născut din dumneavoastră, e... se mărită fata noastră, nu? S-a făcut brunetă, trebuia să vin aici, zice, mă duc la morar blondă. Știți cu cine, știți cu cine seamănă? Sigur, nu la forme, dar o văd brunetă, am văzut-o mai devreme într-o fotografie, am confundat-o cu Margherita de la Clejani. Da? Vorbesc serios, da. Da, eu nu știu pe Margherita de la Clejani. Fica lui Viorica, da? Și Viorica și a lui Ionita. Dar putea. Ea nu vrea deci să semene cu Margherita de la Clejani și a hotărât să se facă blondă. Și atunci a vine fericire, păi dar era blondă, s-a făcut brunetă și a zis: "Vin că la morar nu vreau să fiu decât blondă." Să-i rup inima și atunci a ajuns la un la coafură. Acum între noi fie vorba, și stă mult mai părul. Bine blondă. Da, stă mai bine blondă. Mult mai bine blondă. Și acum este cu părul scurt. Ah. Ia cineva părul. Da. Dar se mărită adevărul. Anul ăsta? Așa da, mi-a spus, că da. E cu un mare om de muzică. Este cu un băiat care este producător de muzică, care eu îl iubesc, este adorabil. Ginele, n-aveți cum da, să nu-l iubesc. Ginele meu.
Seamănă cu tine. Pe bune? Da, pe bune. Seamănă cu tine. Băiat drăguț, îl conving să vină în România, îl conving. Îl convin să vină, să vă aducem ceva și vedete autentice. Și când o să fiți soacră? Când... Sper să fiu cât de curând, dar nu ăsta, n-am încă o dată, dar sper curând, da. Așa numerologic nu va ieși din calcule? Numerologic acum ar trebui, o trebuie în, probabil anul ăsta, până la sfârșitul anului, începutul anului viitor, imediat. Să-și întemeieze o familie. Da. Deci am e pierdut-o. Cazul. Am e pierdut-o cazul. Și pe Alexandra Hara. O ai pe Margherita de la Clejani, nu? Margherita de la Clejani, mă rog, e greu cu Ionița acolo. E... Da, nu se lasă Ionița. E speță grea, da. 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 Cartea asta nu știam apărut că o să apară și în România? A apărut în română, nu am din nefericire copia ei, dar a apărut peste tot. Deci dacă aveți probleme în familie, nu vă înțelegeți, sunt relații toxice, relații de compromis, relații, cum să spun, pe care vreți să le schimbați, atunci această carte, eu zic că vă schimbă viziunea despre voi, despre cine sunteți, despre cum trebuie să vă purtați cu cei din jur ca să creați o altă realitate. Interesant, nu? Da, am început să mă uit la poze, ca Iulia, să citesc, pardon. Fiul meu n-a mai făcut dragoste de 10 ani. A plâns. Sunt tot felul de exemple. Oameni interesanți. Sunt povești care de viață, nu? Povești de viață. Oameni care vin la mine și care mă întreabă tot felul de situații și cum să le rezolve. Și încercăm să le găsim. Și de multe ori constatăm că relațiile umane sunt relații de compromis. Oameni care stau împreună 30 de ani, n-au nimic împreună, nu se iubesc, dar împart o casă, un cont de bancă și poate mai au și copii împreună și sunt într-un total compromis și este trist să vezi câte relații de compromis există și câte divorțuri există în lumea de astăzi. Oameni buni, nu astăzi, nu mâine, poi mâine este ziua lui Carmen Hara. Yay! Ziua de naștere. Și o va petrece în România. Astăzi i-am pregătit aniversarea pe care n-o va uita toată viața. Așa. Ați văzut-o ușor inconfortabilă, de obicei este femela alfa, e cea care domină, dar ați văzut-o puțin stresată, emoționată, pentru că habar nu are ce îi se întâmplă știu în această emisiune. Știu că se întâmplă ceva, dar nu știu. Am ce. Am multe surprize pentru dumneavoastră. Așa. O să vă aduc aminte de niște lucruri pe care le credeți că le-ați uitat deja. Da, se poate. Vreau să vedem un cadru de la... de la protocol, din culise, de la Antena Stars. Ce vă spune? Vedeți fotografia în monitor? Nu. E un pod. Un pod. Nu spune nimic. Este o mână cu un tort. Cu un tort, da. Nu reușiți să vedeți după paravan, nu? Nu văd. Chiar nu știu. Dar chiar nu, voi știți? Adică chiar nici Carmen Hara nu poate să nu vadă nici măcar după un paravan? Nu v-am cerut să vedeți în viitor? Să... Pot să văd ce se întâmplă cu tine peste 10 ani, dar ce se întâmplă acolo în platou, nu. E femeie sau bărbat? În momentul ăsta ne dăm seama. E o mână de femeie. Așa. E o persoană care vă este foarte dragă și aș vrea să vedem și piciorul de bărbat. Nu e o singură surpriză pe care v-am pregătit. Deci și bărbat și femeie. Ia uite. Prieteni de-ai mei, probabil. Aha. Asta e un picior de bărbat. Atât. Aha. Atât. Urmează... Hai să vedem... Nu mă mai țineți așa. Hai să trecem. Hai să vedem mai... Nu mă mai țineți. Să reușim... În suspans. Să mai dăm încă un indiciu. Dacă poate bărbatul să spună ceva, dar doar un bună seară așa, poate muzical, nu... cântat, nu vorbit. Stop, stop! O lume minunată în care veți găsi numai copii. L-ai recunoscut? Da. Vrei să mă vezi? Pe bune așa da, repede? Sigur că da. Păi sunteți plecată de câți ani sunteți plecată? Da, dar melodia asta rămâne nemuritoare. Mihai Constantinescu l-a recunoscut? Este un singur Mihai Constantinescu. Prima surpriză pentru Carmen Hara și amintirea împreună. Bun, prieteni! Mihai... Și mai e cineva, mâna de femeie era a Adinei de la Heaven. Și mai e cineva, nu este singura surpriză, nu sunt singure două surprize. Mai oameni extraordinari. Aha, iată.
O știi și pe Dina de la, da, de la cum Herman? Se, da? Cum se nu? Anca Țurcașiu, super surpriză, și Mihai Constantinescu. Bună seara, bună, bună seara, seara! Bună seara, bună seara! Păi mine este ziua ei, pupați-o pe ea, ani, ne îmbrățișăm noi după aceea. La mulți ani! Și pentru mine a fost o surpriză în seara asta. Ce frumos e! Venit, această întâlnire, bine v-am găsit! Ce frumos! Adina, să rămână, bine ai venit! La mulți ani, la mulți ani! Bine v-am găsit, bine te-am găsit! Mihai a venit pregătit să spună absolut toate adevărurile compromițătoare despre Carmen Hara din tinerețea ei. Cu Mihai m-am întâlnit, cu tine nu, dar cu Mihai da. Am întrebări, am întrebări serioase. Eu zic să ne așezăm cu toții pe canapea. E un fel de reuniune... Tortul ăsta îl mănâncă toată lumea. E un fel de reuniune de clasă. Sau luăm fiecare câte o bucățică acasă. Câte o bucățică acasă, o bucățică din Carmen Hara sau... Nu, din tort. Unde stau? Mihai, noi ne-am cunoscut aseară, pentru prima dată. Nu cred. Am avut plăcerea, ba da, să o cunosc pe doamna Carmen și a fost așa o, cum să spun, o mi-a chimie. Mi-a arătat un cântec unde erau trei fete. Și am zis, tu m-ai copiat pe mine? Ai vrut să faci Trio Express? Trupa Herman, așa da. E, un fel de erau Trio Express fete. Pe zic, de pe v-ați inspirat de la mine. Așa a fost foarte discuția. Frumoase, talentate și mi-am amintit de... Să rămână, mulțumim. Și cea mai tare fază a fost când mi-a spus doamna Carmen, mi-a spus așa, peste 2 ani o să faci o fetiță. Și să vezi că eu să vin să-ți o botez, pentru că așa și va fi. Și am botezat astăzi un copil. Atâția copii am botezat în ultima vreme. Toată lumea care spun faci un copil, da, îl fac, dar mi-l botezat. Sigur că da. Contează, botezi copii, faci case în rai. Trebuie să luăm o pauză de... Zboară cărțile astea, nu știu, e un cărț, zboară cărți. E ceva magic. După pauză, Mihai Constantinescu are o provocare pentru dumneavoastră. Adina are o provocare pentru dumneavoastră. Anca, de asemenea, și am o provocare pentru toți. Nimeni n-are. Gata să spun adevărul compromițătoare din tinerețea lui Carmen Hara. Mihai Constantinescu imediat la Reida Voi începe seara provocărilor. Vă mai amintiți de celebrul pitic, de nebunia pe care o provoca cu fiecare apariție? Ei bine, situația s-a schimbat. Femeile l-au lăsat, iar acum este singurel, un consilier. Câteva fete dornice să-l cunoască, la îndrumarea maestrului de ceremonii Mihai Morar, vor rezolva problema piticului sexy. Nu ratați, urmează o seară incendiară la Reida Buni. Bună seara, nu este aniversarea lui Carmen Hara, deși ăsta e pretextul, e un fel de sărbătoare a binelui, a frumosului exact. Și a bucuriei în această seară la Reida Buni. Păi mine este ziua de naștere lui Carmen Hara și martie, toți oamenii ăștia vestire. Sunt surpriza noastră bună pentru vestire. Ea. Bună vestire, mersi. Cea mai mare surpriză. E bună vestire, așa da, e. Da, bună vestire. Berbecuți. Berbecuți și vestitor de bine. Ce frumos. Vestitor, da. Vreau să spun că pentru mine este ad hoc o întâlnire minunată pe care mi-ai prilejuit-o, pentru că n-am știut absolut nimic. Pentru mine dar a fost o surpriză foarte mare. Pe... Noi două nu ne-am văzut de ani și ani de zile. Și o vedeam mereu și cât de frumoasă e și m-am gândeam, vai, când o să, dacă o să mă întâlnesc vreodată. Și mi-ai prilejuit chiar niște momente deosebite. Da. Și eu amintesc pe o linie ferată, nu știu care sat, că tu eram așteptând-o pe, asta? De fapt, pe Mihail Arunceanu, dacă îți amintești. Da. Și comentând anumite lucruri despre ea, dar noi doi atunci ne-am legat, el era un copil, cred că avea vreo 15 ani eu, sau ceva. Da, după și 16 știu că era și cu mămica ei, dar acea imagine nu mi-a murit niciodată. Așa cum nici mie nu mi-a murit o imagine. Dar eu eram îndrăgostită de tine, trebuie spune. Să recunosc. Vai, dar te iubeam nu, atât de microfon, tare. Erai favoritul meu și mă rugam, Doamne, să-l cunosc o dată pe Mihai Constantinescu. Carmen, și eu am fost îndrăgostită de Mihai. Toate dar cine n-a fost îndrăgostită de Mihai? Și eu, Carmen, lasă-ne că ai văzut acum ce și toate. Doar că lui Carmen Hara încă nu i-a trecut îndrăgosteala asta. Mihai, da. Rugămintea mea este să o provoci pe Carmen Hara să-și aducă aminte de momentul în care v-ați cunoscut. Bine, a fost un moment special. Câți ani avea ea? 17. Nu cred. Ba da. 17 ani? 17 ani avea. Noi am avut un spectacol la Cluj.
Și după spectacol, cred că tatăl ei, dacă nu mă înșel, cred că tatăl ei a venit după noi să ne invite la ea, pentru că era ziua ei, erau invitați și a avut mare plăcere să venim și noi. Bine, cum sunt ardelenii? Dă-i papă, da, mănâncă, da, Pălincă, ce vrei, de toate, da, de toate. Era masa plină, muzică multă. Și vreau să o întreb pe Carmen. Sunt anumite lucruri care în viață nu le poți uita. Le uiți, da. Nu știu de ce, n-aș putea să spun de ce. Dacă ți-aduci tu aminte, în ce rochiță erai îmbrăcată, din ce material... Și dacă avea cumva mânecuțe rochița sau nu? Îți dai seama că l-a marcat, Dan, dacă era așa tu frumoasă... poți să-ți amintești așa ceva, păi că eu nu pot. Deci, provocarea lui Mihai pentru Carmen. În ce rochiță erați îmbrăcată la 17 ani când v-a văzut prima oară? E foarte posibil ca ea să nu realizeze. Dar pentru că ea fiind sărbătorită... Stai puțin. Nu înțeleg. De exemplu, merg pe atâtea drumuri. Sunt două locuri pe lângă care trec, de câte ori trec, îmi aduc aminte. Ce, cum, cu cine, ce s-a întâmplat. Memoria dar nu mi-a pus niciodată, nu mi-a pus niciodată dorința să rețin așa ceva. Eu nu pot să mă amintesc. Nu. Dar mă amintesc momentul, pe tine, pe Olimpia Panciu, toată lumea. Dar nu mai țineți minte în ce rochiță era îmbrăcată? Dar rochița nu. Ține minte, nu. Mihai. Avea 17 ani, era la Cluj. Atâta știu că arătam varianta lui Alexandra. Eram genul ăla de variantă, cum e Alexandra acum. Era foarte zăpăcită, da. Asta la mine în brațe, ne-am pupat. Da, atâta era de drău. Ce asta țin minte. Asta mi-l aminte. De față cu tăticul ei? Păi, părinții ei nu stăteau neapărat pe capul nostru. Mai ieșiseră și mai ieșiseră, mai se întorseseră. Ea, da. Ea deci de-aia o... țineți minte ce rochiță purta Carmen Hara nu, așa? Nu, nu pentru asta. Nu știu, deci am rămas cu... Ea avea o rochiță de saten negru, fără mânecuță. Unde o fi rochița aia? De atâția ani. N-am să uit treaba. Dar nu înțeleg de ce. Exact așa. Mai arătați-ne niște poze cu Alexandra. Nu-i nu așa că la tine acasă Hara se urcau pe niște trepte? Da, da. Și îți amintești și mâncarea și tot. Poate mâncare nu că a fost multă. A fost destul de mult, am gustat din toate. Știu. Dar știu că urcam. Dar am și rămas de atunci, de-a lungul anilor și datorită ție, indirect am ajuns la Titus Munteanu și Titus Munteanu m-a lansat, a creat formă grupul Express și așa am rămas. Deci v-a să zic că nu e o surpriză mică venirea lui Constantin. O mare, cea mai mare surpriză, adică este... Mihai este, de fapt, dai seama, 16 ani. Eram 17. 17 ani. Dar nici nu știu dacă aproape aveam... legală. Da, da, aproape. Aproape legală, da. La limită. Adina. A, nu, nu se pune. La vremea aia, crede-mă, nu se punea problema de nimic. Noi eram doar invitați, mă rog. Și ne-am simțit foarte bine. Iar probabil dacă ei a făcut mare plăcere surpriza tatălui ei, sigur că a zis, hai, ne pupăm cu artiștii, stăm în brațe la exact, artiști. Exact, să sunt niște oameni pe care nu-i schimbe vremurile, Ani. Că așa arătați și acum 20 de ani, dacă am fi făcut o emisiune interior nu ne-am schimbat. Și vreau să-ți mai spun ceva. Uite, ieri m-am întâlnit cu Crina Mardare. Ne-am întâlnit cu o grămadă de artiști din generația noastră, în timp, la tot felul de emisiuni, de show-uri, de spectacole. Și se creează ceva special între noi, s-a creat de fapt ceva special între noi, trăind în acele vremuri, în acele timpuri. Toate turneele pe care le-am făcut în țară, borcanele de murături cu care plecam de acasă, din care mâncam noaptea, ne strângeam în pijamale la unul dintre noi în cameră, chifla aia pe care o împărțeam, s-a creat o legătură fantastică. Termoplonjoanele care le aveam să ne facem ceai. Eu v-am pregătit o sărbare în seara. Vreau să spun asta. Am fost la festivalul de la Bratislav Scalira în anii 80, nu știu dacă era 80 sau 81, și noi care eram înfumetați de aici am plecat cu borcanele de murături la festival, de acasă. Da, la un festival care era pe vremea aia, după Euroviziunea, doi la noi reprezentam România. Și noi am intrat cu borcanele de murături și una din noi a scăpat un borcan de murături. Vă puteți imagina ce nenorocire a fost că n-am știut unde scunde să spunem că nu-i borcanul nostru. Doamne, adică... ce amintiri! Bun, am un joc pentru voi, dar înainte aș vrea, Adina, să o provoci pe Carmen. Dacă tot ne-am adus aminte de perioada când Carmen avea un fel de trupa Heaven, dar tot trei fete, trio Express. Să faceți un duet împreună în seara asta.
O să facem. Chiar asta urma, la asta m-am gândit. Vreau dar să înainte cântăm să, pe Carmen. Înainte să facem lucrul ăsta, lasă-mă să spun că și între noi a fost o întâlnire specială, una scurtă, dar atât de intensă. Vreau să spun că astăzi, uitându-mă pe, peste tot ce a însemnat cariera dumneaei în Trio Express, am găsit foarte multe lucruri în comun și anume, știu că aveați probleme, sau am citit că aveați probleme mereu din cauza vocii puternice, că le acopereați pe fete. Dar să ies în platou, să ieși tu afară. Cântă de acolo, că ne acoperi pe toți. Da. Și eu am aceeași problemă în trupă, având vocea prea puternică, mult, un volum mai mare decât celelalte fete. Hai să facem un duo express, un duo heaven, nu știu cum să-i, să-i spun, același... să cântați ceva împreună. Ce spuneți? Ce ați dorit să cântăm? Nu știu, o piesă? Asta merge mai bine? Eu vroiam să cânt ceva care... care îmi plăcea mie să cânt, pentru că mă, așa îmi liniștea sufletul și e de fapt o doină. Nu știu cât de ei după mine... O să încerc dacă o cunosc. Dacă nu intrăm în altceva, așa, dacă vrei. Da. Doină, de pe sufereastră curge un râu, sunt lacrimile mele, fetițele cu șorți umbrâu, își scaldă fața în ele și râd cu râsul lor nebun, când turmele și-a d-apă. Și nu mă cred dacă le spun că-s lacrimi și nu-s apă. Prieten drag, ne cunoaștem de viață, de ani și ani lângă tine te știu, mi-ai dat mereu cu un surâs o povață și în ceasul greu mi-ai fost sprijinul viu. Prieten drag, ce mi-a pierd drumul în tăcere, m-ai însoțit la fericire și durere. Dar chiar și acum, stând cu gândul de vorbă, la ceas târziu, să mă ierți dacă-ți scriu. De ce oare eu te-am cunoscut? Și pe brațe eu de ce te-am ținut? Mâna tu de ce mi-o sărutai? Dacă ai vrut uitării să mă dai, fără tine nu miroase nicio floare, fără tine viața n-are rost. Sub privirea ta împietoare, totdeauna fost, fericit am fost, dar naiba în tine dragoste, păi ce te ții mereu numai de mine? Tu ești pentru mine o pagoste. Păi și nu poate să mă scap de tine. Gata! Tot repertoriu? Stați așa că urmează alte și alte provocări. Voi o să mâncați din tort, mai puțin Anca Țurcaș și eu. Eu, să știi că nu mănânc deloc dulciuri. Adicția la zahăr. Am aflat un secret despre tine. Ți-am adus și ție ceva ce-ți place. O farfurie cu ardei iuți. Da, de curând am... Acum i-am scos din borcanul de murături. A venit Carmen Hara, cu el din America. Dar nu sunt suficient de iuți aceștia murați. Nu, sunt murați, a adus iutele din ei. Aceia roșii mici din care se face peperoncini sunt cei mai iuți. Te rog frumos să încerci, Anca. Poți să încerci să vezi cât de iuți sunt. Ai o părere proastă despre noi? Despre ardei, nu despre voi. Sunt foarte iuți. Ia, stați așa. Vrei să te ajut, eu mie îmi place iute, am crescut tot în Ardeal, dar sunt foarte iuți. Să știi că sunt foarte iuți. Nu mă așteptam să iadeți. Pe bune, nu pot. Am crescut cu mâncare ungurească, da? L-am mâncat pe tot. Să știi că eu... Puteți să mai serviți, doamnă. În poșetă, întotdeauna am ardei iuți când plec undeva. De ce? Pentru că probabil să nu găsesc ardei suficient de iute. Stai, stai, știți cât de iute este ardei? Care este, care este misterul cu ardei? De ce? Nu știu. Îmi place mie să mănânc foarte iute. Și m-am și fotografiat de curând. Este de fapt foarte sănătos pentru circulația sanguină. Lângă o mare de ardei iuți. Am câte o provocare aici pe fiecare foaie. Prima provocare este pentru Anca Țurcaș. Te rog frumos să citești enunțul și după aceea să te conformezi. Ești o, tu ești actriță, de fapt. Dar ce nu ești? Așa, și ce trebuie să fac? Doar comentator sportiv, cred că n-ai fost. În rest ai fost de, de toate. Toate, da. Scrie așa. Proces verbal de constatare a contravenției. Cu voce de durere... Femeie în dureri cumplite.
Am jucat rolul unei femei care dă naștere unui copil într-un film. Pe bune? Da, a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. Ce provocare o să aibă Carmen Hara. Dar până atunci, Anca Țurcașiu, proces verbal, întocmit de polițist, cu vocea unei femei în dureri cumplite. Întocmit la data de 22 martie 2016. Ora 20:30, locul. Platoul Reida Bun București. Subsemnată Anca Țurcașiu, angajat în funcție agent constatator în cadrul emisiunii prezentată de Mihai Morar. Nu mai pot. Am constatat că autovehiculul categoria cu numărul... Nu mai pot. Dați-mi un calmant. Cu numărul nu că rezist în suport durerea. Cu numărul de matriculare MM20-16RTB a circulat pe DN1 București, Plăși, fără adeți. Nu mai pot! Rovinietă valabilă. Băi, să vină cineva, e o femeie aici. Stați puțin, vă rog, dați-mi ceva, că nu mai pot. Băi, naște femeia aici, veniți odată. Conform articolul 8 al liniatorului și sancționează cu amendă contravențională la valoare de 1 leu. Am zis că să nu exagerez foarte mult. Dar ce ne faci tu aici în seara asta? Asta e provocarea pentru Carmen Hara. Trebuie să citiți o rețetă de omletă cu vocea unei femei, cu vocea sexy a unei femei. Cât de sexy poți? Haideți la joacă cu toții, veniți! Joaca-i făcută pentru cei mici! Bateți ouăle cu un tel și adăugați puțină sare. Tăiați ardeiul, baconul, îndepărtând șoricelul și adăugând brânza tăiată în bucățele. Căliți ardeiul și... baconul în uleiul de măsline. Când acestea s-au rumenit, adăugați ouăle, sarea, piperul și orecăș. La final, luați cu o spatulă și serviți. Cu ce? Cu o spatulă. Și serviți cu felii de roșii. Spatulă, pardon. Excuse me. Și felii de roșii și patrunjel. V-ați gândit vreodată să faceți videochat? Nu e niciodată târziu. Vocea sexy a lui Carmen Hara, cât a putut ea de sexy. O pot mai mult. Și provocarea pentru Mihai Constantinescu să recite Luceafărul cu vocea unui adolescent, rebel. Rebel și obraznic. Mai să fie auzi. A fost odată ca în povești. A fost ca niciodată. Măi, din Rude Mari Părătești, o prea frumoasă fată. Mai era, ia uși, nu era fată, una la părinți și mândră toate cele, cum e fecioara printre sfinți și luna printre stele, pisie, tu să fii asta? Wow! Din umbra falnicelor bolți, ia pasul și l-ndreaptă, lângă fereastra unde în colț Luceafărul așteaptă. Avem echipă, avem valoare. Mihai, știi ce i-am spus lui Mihai înainte să intrăm în emisie? Că noi ne știm de o viață. Am și prezentat o emisiune împreună, Badaba Nu, pe vremuri anterioare. Chiar Badaba Nu, emisiunea copilăriei mele. Dar stai, noi nu ne știm din viețe anterioare. Bineînțeles, Pisi, normal. Păi Pisi, tu de asta ți-amintești cum eram eu. Auzi, spune-mi un lucru. Stai să termin ce am început. Și că eu îl văd pe el toată viața, un copil mare. Parcă merge în pasul ștrengarului pe stradă. Mi-a spus chestiunea aceasta. A fost chiar un compliment, de fapt eu am rămas un copil. Anca Țurcașiu cu Mihai Constantinescu. Asta este super. Uitați, m-am îmbătrânit. Ba nu, ba da. Și mai departe cum era. Dansuri pline de surprize. Nu mai știu, că au trecut o grămadă de ani. Și au văzut pe Carmen Hara ceva. Spune, nu cumva tu ai făcut prima oară variantă românească sau poate cântat-o chiar în engleză. Exact, asta am spus acum. Ba da, ba nu. Nu la o melodie. Eu am făcut toate variantele, sigur că da. Super, da, exact. Au trecut ani, s-a dus Trio Express, s-a dus Badaba Nu. Anca Țurcașiu, nu știu dacă ați văzut-o la Te Cunosc de Undeva în sezonul ăsta.
se transformă. E o provocare. N-am făcut asta în viața ei. N-am făcut asta niciodată. Pentru cei care se uită sâmbătă, de sâmbătă vreau. Cine să... vei fi? Săptămâna asta voi fi Oana Sârbuș. Vă dezvălui acum că va fi un show extraordinar. Oana e prietena mea și am și o să vedeți. Practic nu vreau să vă spun mai mult, doar să vă uitați la ora 8 pe Antena 1 sâmbătă seara, pentru că va fi un show cu totul și cu totul de excepție. M-am bucurat că m-am întâlnit și cu Alina la machiaj, pentru că am povestit sâmbătă, lucruri minunate cu care se undeva întâmplă, da, și duminică dimineață în reluare la ora 9:30. Sunt în sezonul acesta extraordinar de mulți atât de talentați și foarte diferiți care vin din zone multe. Paula Chirilă, ce să mai vorbim, o actriță despre care lumea nu a știut până acum că ea cântă atât de bine și face niște roluri extraordinare. Aș vrea să te văd într-o ediție de Te cunosc de undeva. Imitându-l pe Mihai? Făcându-l pe Mihai Constantinescu. Păi nu, eu te imit pe tine, n-ai înțeles. Da, oameni buni, avem niște oameni mari aici pe canapea, sau așa, cel puțin asta credeam până acum câteva minute. Ați văzut, se joacă. Sunt ca niște copii, un spațiu de joacă pentru copii. Rămânem copii, imediat după pauză mai avem o mare surpriză. Rămâneți la Radio Bun. Vă mai amintiți de celebrul pitic? De nebunia pe care o provoca cu fiecare apariție? Ei bine, situația s-a schimbat. Femeile l-au lăsat. Iar acum este singurel. Un consilier. Câteva fete dornice să-l cunoască. La îndrumarea maestrului de ceremonii Mihai Morar vor rezolva problema piticului sexy. Nu ratați! Urmează o seară incendiară la Rei da Buni. Impresia că o să ne mutăm noi ultima parte a emisiunii, nu știu, undeva în fața sediului Antena Star și o să vă lăsăm pe voi noaptea asta să povestiți aici. Da. O să vorbesc și cu Brancu să fac emisiunea din sufragerie de la el. Pentru că noi ne simțim foarte bine. Doamne, pe canal. Doamne, să mai termină poveștile voastre. Da. Eu ți-am spus că am nimerit absolut întâmplător în această companie. Dar îmi face o plăcere deosebită, pentru că nu m-am întâlnit cu ei de foarte multă vreme. Carmen. Și da, mă bucur enorm. Îi simți vibrația încă, surca și eu? Da. Ok. Carmen. Îi știi datele numerologice? Da, dacă îmi spune. Când s-a născut, că nu mai țin minte. N-am 8 mai 1970. Mai 8 05 70. Spune-mi, te rog frumos, dacă va câștiga Te cunosc de undeva sezonul ăsta. Da, cunoaște, da. Nu, dacă va câștiga show-ul ăsta, Te cunosc de undeva. Da, da. Are șanse? Toate șansele, da. Da, e un an bun pentru Anca? Foarte bun. E un an karmic, un an de succes, un an al recunoașterii, un an al banilor. Vezi de unde iei bani mulți. Ok. Și călătorești. Ia-o-s. Da. Vezi? Ce se întâmplă lui Mihai Constantinescu în perioada următoare? Zipi. Ai crezut tu vreodată când mă tinai? Adine, i-ai spus că o să se mărite peste 2 ani, nu? Când mă tinai, nebunule, în brațe. Că o să fac copil, pardon. Să spun viitorul. Stai, spune, te rog eu frumos. Ce vezi tu în acest an? Că ești bine, mai scoți un disc. Vii la mine să mă vizitezi. Normally. Mai stau la tine în brațe, ne mai pupăm. Te rog. Ah, ce frumos ar fi. Mulțumim mult de tot, o super gașcă de prieteni, o reuniune de clasă în această seară. Poimine este ziua lui Carmen Hara, ziua de naștere, de bună vestire. Vă mulțumesc mult de tot, succes sâmbătă la Te cunosc de undeva. În fiecare sâmbătă la ora 8 seara vă aștept acolo cu noi și noi, tentații, provocări și momente speciale. Fii atent ce moment de Te cunosc de undeva acum. Carmen Hara, yes. Ia-mă de mână. Hai, aș vrea să-l invităm și pe saxofonistul. Ia uite. Dumneavoastră. Mersi. Zoran, nu? Zoran, da. Veran Zorilă. Ce frumoase sunt. Yay. Ce frumoase sunt. Vă le dau vouă, iubitele mele. Fiți atenți și moment. Ce moment muzical. Carmen Hara se întoarce la prima dragoste și la ultima. Muzica.
I'm the one who's gonna love you. I'm the one who's gonna stand by your side. It's like looking in the mirror. Everything feels right. I'm your love, yours to keep. I'm your baby. So happy that you found me. Such a special time. Looking in the mirror, it's just you and I. This is love, heaven knows. I'm your baby. De celebrul pitic, de nebunia pe care o provoca cu fiecare apariție. Ei bine, situația s-a schimbat. Femeile l-au lăsat. Iar acum este singur, singurel. Un consilier. Câteva fete dornice să-l cunoască. La îndrumarea maestrului de ceremonii Mihai Morar vor rezolva problema piticului sexy. Nu ratați! Urmează o seară incendiară la Rei de Buni. Asta e o poză de colecție. El este Iulian, îl mai țineți minte? Cred că da. Piticul...